2 regi 18 Ezechia, fiul lui Ahaz, regele lui Iuda, a început să domnească în al treilea an al domniei lui Osea, fiul lui Ela, regele lui Israel. El era în vârstă de 25 de ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de 29 de ani. Mama lui se numea Abia și era fica lui Zaharia. El a făcut ce este drept înaintea Domnului, tot așa cum făcuse strămoșul său David. A îndepărtat înălțimile și a zdrobit stâlpii sacri, a tăiat stâlpul așerei și a zdrobit în bucăți șarpele de bronz pe care îl făcuse Moise deoarece izraeliții obișnuiau să ardă tămâie înaintea lui și îl numeau Nehuștan. Ezechia a crezut în Domnul, Dumnezeul lui Israel. Nici unul dintre regii lui Iuda dinaintea lui sau care au urmat după el nu a fost ca el. El s-a lipit de Domnul, nu s-a depărtat de el și a păzit poruncile pe care Domnul i le-a dat lui Moise. Domnul a fost cu Ezechia și oriunde mergea, avea izbândă. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. Ezechia i-a învins pe filisteni până la Gaza și le-a distrus teritoriile de la turnurile de pază până la cetățile fortificate. În al patrulea an al domniei lui Ezechia, care era și al șaptelea an al domniei lui Osea, fiul lui Ela, regele lui Israel, Salmanasar, împăratul Asiriei, a mărșăluit împotriva Samariei și a asediat iar după trei ani de asediu, asirienii au cucerit-o. Așadar, Samaria a fost cucerită în al șaselea an al domniei lui Ezechia, care era în al noulea an al domniei lui Osea, regele lui Israel. Împăratul Asiriei i-a dus pe israeliți în captivitate în Asiria și i-a pus să locuiască în Halah, în Gozan, de-a lungul râului Habor și în cetățile mezilor, din cauză că n-au ascultat de glasul Domnului, Dumnezeul lor, ce au încălcat legământului și pentru că n-au ascultat și nici n-au împlinit tot ce le-a poruncit Moise, robul Domnului. În al 14-lea an al domniei regelui Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, a înaintat împotriva tuturor cetăților fortificate ale lui Iuda și le-a cucerit. După aceea, Ezechia, regele lui Iuda, a trimis următorul mesaj împăratului Asiriei, care se afla în Lachish. Am greșit. Depărtează-te de mine și îți voi da orice îmi vei cere. Împăratul Asiriei a cerut de la Ezechia, regele lui Iuda, 300 de talanți de argint și 30 de talanți de aur. Ezechia i-a dat tot argintul care se afla în casa Domnului și în vistieriile palatului regelui. Cu acest prilej, Ezechia a desprins aurul cu care tot el, Ezechia, regele lui Iuda, acoperise ușile și stâlpii templului Domnului și l-a dat împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei i-a trimis din Lachish pe Tartan, pe Rab Saris și pe Rab Shake, însoțiți de o știre puternică la regele Ezechia la Ierusalim. Ei au pornit spre Ierusalim și când au ajuns, s-a oprit la canalul de apă al Iazului de Sus, pe drumul către ogorul spălătorului. Apoi l-au chemat pe rege, Eliachim, fiul lui Hilchia, cel ce răspundea de palat, scribul Șebna și cronicarul Ioah, fiul lui Asaf, s-au dus la ei. Rabșache le-a zis, Spuneți-i lui Ezechia, Așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei. Pe ce se bazează această încredere a ta? Tu spui că ai strategie și putere pentru război, dar acestea sunt doar niște vorbe goale. În cine te încrezi tu acum de te-ai răsculat împotriva mea? Iată că acum te încrezi în Egipt? În acel toiac de trestie frântă, care străpunge și rănește mâna oricui se sprijină pe ea. Așa este Faraon, monarhul Egiptului, pentru toți cei ce se încred în el. Dacă îmi veți spune, noi ne încredem în Domnul, Dumnezeul nostru, oare nu este el acela ale cărui înălțim și altarele a îndepărtat Ezechia? Zicând lui Iuda și Ierusalimului: Să vă închinați înaintea acestui altar din Ierusalim? Vino acum și fă o înțelegere cu stăpânul meu, Împăratul Asiriei. Eu îți voi da două mii de cai, dacă tu vei putea găsi călăreți pentru ei. Și cum vei putea îndepărta măcar o singură căpetenie dintre cei mai neînsemnați slujitori ai stăpânului meu când tu te bazezi pe Egipt, pentru care și călăreți? Mai mult, am înaintat eu oare fără domnul împotriva acestui loc ca să-l distrug? Domnul însuși mi-a zis: Înaintează împotriva acestei țări și distruge-o. Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, Șebna și Ioach i-au răspuns lui Rabșache. Vorbește, te rugăm, slujitorilor tăi în limba aramaică, pentru că o înțelegem, și nu ne vorbi în limba iudaică, în auzul poporului care este pe zid. Dar Rabșache le-a zis. Oare stăpânului vostru și vouă m-a trimis stăpânul meu să spun aceste cuvinte? Oare nu m-a trimis la oamenii aceștia care stau pe zid și care, asemenea vouă, vor trebui să-și mănânce propriile murdării și să-și bea propriul ud? Atunci, Rabșache s-a ridicat și a strigat tare în limba iudaică astfel. Ascultați cuvântul marelui împărat, împăratul Asiriei. Așa vorbește împăratul. nu lăsați pe Ezechia să vă amăgească, pentru că el nu va putea să vă izbăvească din mâna mea. nu lăsați pe Ezechia să vă convingă să vă încredeți în Domnul, zicându-vă. Cu siguranță Domnul ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei. Nu-l ascultați pe Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei. Faceți pace cu mine și veniți afară la mine. Atunci fiecare dintre voi va mânca din via lui și din smochinul lui și va bea apă din fântâna lui până voi veni și vă voi lua într-o țară ca a voastră, o țară cu belșug de grâne și de vin, de pâine și de vii, de măsline și de miere. Astfel veți trăi și nu veți muri. Nu-l ascultați pe Ezechia, fiindcă el vă îndrumă greșit când pretinde că Domnul vă va salva și-a izbăvit vreodată vreunul dintre zei neamurilor țara din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt zeii Hamatului și ai Arpadului? Unde sunt zeii Sefarvaimului, ai Henei și ai Ivei? Au putut ei salva Samaria din mâna mea? Care dintre toți zeii acestor țări și-au izbăvit țara din mâna mea? Prin urmare, cum ar putea Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? Poporul a tăcut și nu i-a răspuns niciun cuvânt, pentru că regele le poruncise să nu-i răspundă. Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, cel ce răspundea de palat, scribul Șebna și cronicarul Ioah, fiul lui Asaf, au venit la Ezechia cu hainele sfâșiate și au spus cuvintele lui Rabșache.